Chiar dacă nu au avut un parcurs bun în ultima perioadă, iar înfrângerile au venit pe bandă rulantă, Nicolici speră în victoria elevilor săi în fața celor de la Miercurea Ciuc în partida de duminică. Tehnicianul este sigur că echipa sa nu poate produce o surpriză neplăcută, pierzând acasă în fața penultimei clasate în divizia A de basket masculin. No, I think now we have two games, Miercurea Ciuc home, Craiova. I think we must win. Urmează două meciuri acasă cu Miercurea Ciuc și în deplasare la Craiova, meciuri pe care va trebui să le câștigăm și cu Miercurea Ciuc și la Craiova. Nicolici mai spune că după două victorii în aceste două partide și în funcție de rezultatele celorlalte echipe va reevalua șansele energiei de a mai prinde locul 8, obiectiv pe care el și l-a stabilit la începutul returului de campionat. For us, 8, 9. Încă mai sperăm la locul 8 până la ultima etapă. Dumnealui speră pentru că și înainte de sezon a spus acest lucru. Obiectivul a fost play-off-ul de la început. Acum lucrurile s-au schimbat un pic diferite. Dar dacă nu vom reuși să ne clasăm în primele 8 poziții, să facem tot posibil să ne clasăm pe locul 9. Sârbul crede că plecarea lui Căpușan a fost o pierdere mare pentru echipă. Cu el în teren, altfel ar fi fost jocul gorjenilor. In time, in Căpușan go in this team. Start a little problem. Cu el în echipă crede că ar fi putut câștiga încă 3 meciuri și pentru noi este o mare pierdere că a plecat de la echipă. Partida dintre Energia Rovinar și BC Perla Harghitei Miercurea Ciuc se va juca duminică de la ora 17 în sala sporturilor din Târgu Jiu și va fi transmisă în direct de TVR3.